Salutare la toată lumea, Băie, băieți, astăzi o să ne jucăm o mapă foarte interesantă, se numește One Block. Deci, ce face această mapă? Bun, aici tot timpul se spawnează un bloc. Nu că se spawnează, acum își vă arăt. A... Luăm toporul și se spaunează alt obiect în locul ăsta. Și prima dată pe mine la început, m dat aici, nu era nimic, prin prejur, dar eram sub un bloc și am început eu să sparg și să sparg. Și aici mai sponează câteva animale, bun, apare un bloc și după asta un animal. adica, inteles voi, o să vedeți. Uh, M-am gândit să fac uh, vlogul bun vlogul. Uh, M-am gândit să fac clipul ăsta mai de mult pentru că trebuia să fac un clip că demult am postat uh, și bine m am găsit din nou pe canalul meu. Am văzut câțiva s-au dezabonat, nu e nimic, începe mi Poate vom avea mai mulți subscriberi. Asta depinde de minim. E un zombie, da. Așa se Un, câte un, mob deasupra blocului care se spaunează. Mi-am bogat și câteva texturi. Desigur că mapa mi-am instalat-o. Nu e Bun, dacă vă întrebați de ce este zăpadă, am spawnat un om de zăpadă și m-a cam mers pe aici și a lăsat urmele astea. Și după s-a spawnat aici un creeper și mi l-a bubuit, din păcate. Și voi da puțin pe speed să vedem ce... Băi, ce special au pus ăștia Dacă mă pun pe asta. Uh, Băi, ce special au pus ăștia uh, e sigur că n-a bubuit, dar nu știu de ce, preces A, ah, cred că nu mai am, ah, nu mai am loc în inventar uh, Am extins aici, puțin uh... Aici mi-a dat... Da, vreau să fac o fermă de scheletoni pentru că mi-a dat într-un chest un, uh, un monster spawner și un ou, și un ou de scheleton. Uh, deci noi voi face altă platformă încolo, tot de asta rotundă, pentru că vreau să-i dau și eu un pic de textură. Și uh, o să fac așa un fel de bază sus și o să pun cu apă acolo. Ca să, ca, când se spawnează scheletonii, să se brușuie în apa aia și să cadă și o să-i dau cu sabia în șut și... înțelegeți voi. Poate alti vă întrebați uh, când o să fac clipuri cu Minecraft... Uh, țoboară, adică harta, țoboți. Eu acolo am progresat, ca să zic așa pentru că am elitra cu mending, am foarte multe chestii care sunt extra mega OP. Desigur că voi continua seria aia. N-am postat chiar de foarte mult timp. Și m-am gândit să reîncep uh, YouTube-ul uh, Astăzi este mercuri când filmez eu acest uh, clip uh, Cred că va apărea joi sau tot mercuri Adică azi uh, Vroiam să fac un turnacop pentru că mi s-a stricat și voi da pe speed să vedem oare cine pică din uh, pentru că se fac update-uri. Uh, poate să ți dea și diamante și vedem ce o să, ce update-uri vor apărea aici. Bun, am minat foarte mult acolo și am dat de două sau trei gesturi care mi-au dat aer în dinamite și armură de cal, care nu știu dacă o, o să o folosesc pentru că e o platformă foarte mică și n-am unde să mă duc cu calul. Și încă nu mi-a mi dat un cal. Da, sedelă avem. Stai, unde era sedelă? La... Eu știam că am, a, da, am un sedel și armură de cală de diamond. O să, ne, o să mă pun să minez uh, foarte mult și poate chiar uh, ne dă și diamante. în chestul ăsta, o găleată cu apă, e ok. Și dead bash, sau cum se numește, habar n-am cum se numește. M Am loc în inventar, ok. Cum va trebui să lăs toate chestiile astea în inventar și revin cu update-uri uh, la ce câștig eu din uh, chestia asta, whatever. Revin. și acum trebuie să aștept uh, 20 de secunde ca să se updateze blocurile. Și hai să vedem ce ne dă după următorul update al blocurilor astea. <coughs> mm, Mi-a dat lemn sau ce este? Deci mă ating că e update cu, <coughs> update cu lemn, de, sigur că mi-am am mai primit lemn. Văd că cum sunt alte chestii, desigur că în... Uh, mi-a dat și... Nu uh, cum se cheamă Nu mai contează. Văd că s-a adaptat destul de bine. Vroiam chiar să-mi de... What? <laughs> Din asta poate să-ți dea și seplinguri de copaci sau cum se mai numesc. Și da, revenim cu lucruri mai interesante. un chest, un chest, un chest cu gold, flori, uh, semințe, coca, ben sau cum se numesc. Uh, deci mi-a dat multe flori. Hai că e ok, e ok. Și da. <coughs> Dacă mai vreți serii din astea cu One Block, scrieți-mi numai decât în comentarii. Uh, și poate vom face în următorul clip Normal că vom face undeva încolo, în partea asta, peretele abonaților. Și scrieți un comentariu creativ cu, nu știu, scrieți Gigi în comentariu și vă pun pe perete. Uh, da, noi ne vedem data viitoare, sper că v-a plăcut acest clip. Mai mult a fost ăsta... N-a fost chiar așa de interesant. Uh. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Ok!